Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Este confruntarea serii cu tremur politic la vârful țării. Ministrul Grindeanu este în studio România TV. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc că sunteți în România. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Este prima apariție a domnului ministru după faimosul congres al PSD și încercăm să dezbatem împreună și să demontăm marea manipulare. Informațiile ajunse pe masa guvernului, alianța pregătită de PSD, cu cine se va face nou guvern. Vorbim și despre posibilitatea ieșirii bruște a PNL de la guvernare. Florin Grindeanu anunță soluția de criză în această seară. Se petrece un sabotaj în masa al măsurilor PSD. Campanie dezlănțuită a reziștilor disperați. Candidații lui Soros plănuiesc sărăcirea populației și introducerea din nou a austerității, materializată prin tăieri și concedieri pregătite. Care este mutarea pregătită de PSD și atacul din turul 2? Preluarea partidului după alegeri, care este directiva lui Marcel Ciolacu? Iar ministrul Grindeanu anunță în această seară care vor fi drumurile de mare viteză pe care în sfârșit vor circula românii. Acestea fiind spuse, domnul ministru, încep cât se poate de brusc. Trebuia să fie luna în care să se consfințească un triumf care să materializeze și evident și într-un sprijin electoral al PSD, odată cu recalcularea pensiilor. Recalcularea pensiilor care s-a transformat printr-o acțiune de imagine, recunosc, discutat, gândită și materializată, într-un scandal în curtea dumneavoastră. Nu se aud vocile celor cărora le-au crescut pensiile, dar în schimb se aud vocile celor care, din nefericire pentru ei, au primit decizii nefavorabile în domeniul ăsta. Eu am văzut acest lucru și aveți dreptate și cei care susțin următorul lucru pe care o să-l spun au și ei dreptate. Eu cred că a fost foarte bine gândită această acțiune. S-au gândit fiind o acțiune anunțată, că în septembrie vom mări și atunci acum să dinamităm această acțiune corectă, absolut corectă. Eu vă spun, la mine ambii părinți sunt pensionari, sunt profesori. Au fost profesori. E cu plus. Le-au venit deciziile acasă. Sigur, sunt convins de asemenea că există, dar într-un procent minoritar, un foarte mic procent, și decizii greșite. Asta nu înseamnă că nu pot fi recalculate și nu vor fi recalculate. Mai mult decât atât, guvernul a venit și a spus, și e prevăzut în lege, nu poate să fie decizii cu pensia mai mică decât înainte. Dar e prevăzut, e articol, da, cât se poate declara. Dar este și adendumul la acest articol, că cei cărora teoretic trebuia să le scadă pensia și cărora nu le scade practic, nu vor beneficia de creșteri de pensii la următoarele indexări până când nu se va ajunge la concurența sumei pe care au încasat. Acum, din calculele pe care le-au făcut, e adevărat că probabil Simona Oprescu știe foarte bine și în detaliu și am văzut că și comunică în ultima vreme. Recalcularea aceasta s-a aplicat, s-au adus la 82% dintre pensionari cu pensii mai mari. Da, dar numai în pielea celor 18% să nu te afli. Știu, dar unii dintre ei asumat prin această recalculare, nu cu minus. Da. Rămân la aceleași cote. Pentru că unii dintre ei, domnule Ciutacu, și aș da un exemplu, o să-mi atrag ca și dușmani. Dar din ce știu, repet, s-ar putea să mă înșel, dar vă rog, sunt unii care au ieșit foarte devreme la pensie. Foarte devreme. Și aici nu mă gândesc la pensionarii speciali. Da. Am putea să ne gândim și la pensionarii speciali. Ne gândim și la unii care, de exemplu, tot veni vorba, care sunt în acei 18, din ce știu eu. Dar ne putem gândi și la cei care, odată cu intrarea în NATO, cred că în 2004 am intrat în NATO, exact acum 20 de ani, s-au făcut disponibilizări, vreo 200.000 de cadre militare au ieșit la pensie, unele dintre ei s-au disponibilizat pe la 31 pic de ani. 35 de ani, am avut eu un coleg care a ieșit la 35 de ani. Și s-au dat sume, și eu am avut cunoscut, și-au dat sume în acea perioadă, de exemplu în Timișoara, cu suma respectivă cu care a ieșit, îți puteai lua două apartamente. Probabil că la fel și în București sau aproximativ, că nu vreau să... Situații de acest tip... În situații de acest tip vorbim de cei 18%. Din ce mi-au explicat... Da, dar mai e și categoria sensibilă a minerilor, spre exemplu. Care și-a asumat absolut de acord și acolo guvernul a venit și primul ministru a venit și v-a spus că va
rezolva acea problemă. Acolo nu poți să spui că oamenii au trândăvit. Absolut de acord. Aia chiar e o categorie socioprofesională văduvită. Sunt absolut de acord și primul ministru a venit și a și anunțat acest lucru public. De asemenea, doamna ministru a muncii a anunțat-o. Știți când trece acest spectacol? Mare parte dintre el gândit tocmai ca să dinamiteze o acțiune bună venit. Când oamenii vor primi, așa cum a primit mama, eu când am sunat-o pe mama și am întrebat-o, mama, ți-a venit decizia? Da. Cât ai în plus? 700 de lei. Doamne, unde ce-i cu plus? Vă mărturisesc că și eu i-am sunat pe părinții mei cu vreo oră înainte să ajungeți noastră, că nici eu nu știam dacă le-au ajuns deciziile și tot, și amândoi sunt pe plus. Deci pot să confirm... Asta vă spun că și la fel la tatăl meu. Toată această încercare de a arunca cu noroi într-o acțiune bună, meritată pentru pensionarii României, se întoarce în capul celor care o fac. De ce? Pentru că până la urmă oamenii vor primi bani mai mulți. Eu nu înțeleg și nu mă preocupă pe mine foarte tare rațiunile electorale ale celor care vor să vă dinamiteze această acțiune, după părerea mea binevenită. Dar eu nu pot să pricep, poate dumneavoastră, fiind în politică, având infinit mai multă experiență ca mine în zona asta, îmi puteți spune. De ce te-ai arunca tu, Elena Lasconi, să zicem, sau tu, Mircea Gioană, ce calcul electoral te poate îndemna să sari cu picioarele împotriva contracandidatului tău principal, pe care ți-l definești ca fiind Marcel Ciolacu, evident, pe o zonă atât de sensibilă și propovăduind austeritatea? Pentru că totuși urmează o campanie electorală, când de regulă promis că le dai, nu că le iei. Că după aia aplici sau nu ce ai promis, este altă discuție. E un alt palier al discuției. Da. Eu cred că pleacă de la ceva simplu. De 20 de ani, domnii ăștia de dreapta au câștigat alegerile din 2004. Da. Da? Le-au tot câștigat. Cred, și cred că la mulți această logică funcționează și acum. Cred că e destul să intri în turul 2 cu candidatul PSD ca să câștigi alegeri. Da, devine așa un soi de obicei de consum. Și atunci e o bătălie pe acel electorat taliban, care unii dintre ei, domnule, ce să crească? Despre ce vorbim? Ce e asta cu pensii crescute? Ce e asta cu tot felul de măsuri de acest tip? Ei se bat pe acel electorat. De ce? Pentru că sunt foarte mulți dintre contracandidații lui Marcel Ciolacu care sunt în jurul 15%. Un procent în plus sau în minus ar putea să-l dea pe cel care se duce în turul 2. Că vorbim de Ciucă, vorbim de Lascon, de Gioană, de Simion, toți sunt acolo, da? Din ce am văzut sondajele publice. Și atunci se bat pe chestiuni de acest tip, încercând să-și atragă hashtag reziști, care n-au părinți, n-au bunici, pe ei nu-i interesează. Tocmai ei n-au? Păi vedem cum acționează, domnul. Nu stați un pic, că nu sunt făcuți pe fotosinteză. Unii dintre ei cred că așa se gândesc că au fost făcuți. Cu toată dragostea. Au la soare, au avut clorofilă în ei și... Le place sau nu, au fost făcuți ca urmare a unor reacțiuni de tip sexual între o bărbat și o femeie. Ca așa să nasc oamenii pe planeta asta. Deocamdată. Aia, unii cu părinte 1 și părinte 2. Nu, nu prea să nasc copii din părinte 1 și părinte 2. Dar și presupunând că ar fi așa. Și părinte 1 și părinte 2 pot fi pensionari. Spre exemplu. Dar nu interesează. Ați cunoscut și am cunoscut și eu o parte dintre ei. Pe ei nu interesează aceste chestiuni. N-au. Sunt în bula lor. Nu contează decât bula lor și cum văd ei lumea și eventual mai primesc așa câte... Stați-mă, bula câte lor, procentual vorbind, nu că aș muri eu de grijă lor, este mai mică decât bula celor care, haide să spun, ar aprecia o măsură de sprijin a părinților. Dar măsura aia deja e luată și e la PSD. Aia nu o să vină să se ducă să voteze, adică n-au de ce să se bată pe zona asta. Vorbeați de... Mă rog. Da, până la urmă pare a fi un blestem, fie că e de natură electorală sau nu. Al pierderii alegerilor de către candidatul PSD în turul 2, oricare ar fi el din 2004 încoace, da? Și întrebarea e clară. Ce vă face să credeți că Marcel Ciolacu ar putea fi primul care să rupă blestemul ăsta? Sau de ce ar fi Ciolacu? În primul rând, dacă îmi permiteți, eu am fost în campanie și la Adrian Stase în 2004, sigur, la nivel de Timiș, local. Da. 2009 eram viceprimar la Timișoara când a fost Mircea Gioană. În 2014, deputat la Victor Ponta, la
Viorica Dăncilă n-am apucat, că mă dăduseră afară atunci, în 2017, și nu eram încă înapoi la... Erați în afara partidului? Eram în afară. Dar, oricum, cele trei candidaturi, și anume Năstase, da, Geană și Ponta, au fost cele importante contra celor de dreapta, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Oricare din cei trei ar fi fost variantă mai bună la timpul respectiv decât ce a ieșit. Acum văd că mare parte dintre cei care acum 10 ani ne spuneau cât e de bun Klaus Iohannis, să nu cumva să iasă Victor Ponta, că ne ducem toți, sunt primii care înjură la da, Klaus Iohannis, și am văzut filmul ăsta că așa au fost și la Băsescu. Zici, asta am vrut să vă spun, a fost și la Băsescu identic. Bun. Eu vă spun ce simt diferit. Simt diferit următorul lucru. Că la nivel de PSD chiar se acționează ca o echipă în acest moment. În precedentele alegeri nu s-a acționat ca o echipă? Nu tot timpul. V-ați putea uita pe rezultate, de exemplu, și la Adrian Năstase, poate și la Mircea Joană în turul 2, să vedeți că au fost județe în acea perioadă, județe PSD-iste, nu Timiș. Vrancea și Constanța, vă mai dau dacă mai vreți. Da, în acea perioadă, care surprinzător, au câștigat în turul 1, dar în turul 2 n-au mai câștigat. Iar limita sau diferența dintre... Și ce vă face să credeți că acum nu se va întâmpla la fel? Nu există tocmai pericolul defecțiunilor? Asta am spus că e atuul nostru în acest moment. PSD-ul acționează ca o echipă. Marcel Ciolacu a venit la congres, nu a spus votați-mă pe mine. Votați-mă pe mine și echipa. Și a venit și a citit o moțiune în care a făcut parte... Da, dar n-a existat candidatul B cu echipa lui. Păi putea să existe, că era, dacă exista, exista vot și lucrurile mergeau înainte. Eu cred că modul în care s-a gestionat toată această perioadă, modul în care relaționăm și modul în care se iau deciziile în PSD în acest moment, va duce într-un final la succes. Nu va fi simplu. E Ciolacu mai candidat de succes decât au fost Adrian Năstase, Ponta, Fiecare cu plusuri Joană. Și minusuri. Hai să vă spun. Sigur că unii au avut aturi sau calități în plus față de alții și altele în minus. Mulți au spus la congres și ați văzut. Dom'le, Marcel Ciolacu, în primul rând, nu e arogant, e om. E cu plusuri, cu minusuri, face greșeli, recunoaște. E, dar nu sunt un popor, ca să zicem. Recunoaște. Să știți că noi am avut un președinte așa. Ultimul de la Iliescu. PSD. Iliescu. Exact. Și primul. Primul și ultimul. Da, poate fi portretul, poate ar fi portretul. Oricât de simpatic mi-ar fi mie Marcel Ciolacu și mie, nu mezit să o recunosc, e diferența de calibru între Ion Iliescu și Marcel Ciolacu, dacă vreți, ca animal politic. Ion Iliescu era făcut pentru... Știu, dar nu îl subestimați. Dar nu-l subestimez. Marcel, în ultimii 5 ani, că vorbim de 2019, până la urmă, că Viorica Dăncilă a plecat imediat după prezidențială. Nu dă bunăvoie. Din păcate, că trebuia să plece de bunăvoie. În primul rând, trebuia să candideze. Dar, mă rog, asta e altă discuție. Okay. Ciolacu, în acești 5 ani, apropo de animal politic, și de deciziile pe care... sau care s-au luat la nivel de PSD, unele dintre ele care la prima vedere, inclusiv dumneavoastră poate le-ați criticat, s-au dovedit a fi corecte în timp. Iar Marcel, împreună cu toată echipa noastră de acolo, cred că am dovedit, dar în primul rând el, că el e capitan de echipă, el e președinte PSD în acest moment, că chiar e animal politic. Aici să n-aveți semne de întrebare. Problema noastră va fi, ca de obicei, ce facem după turul 2. Sau între turul 1 și turul 2. Nu știu. Înainte de turul 2. Se pleacă de la 0-0. Ok, noi intrăm în turul 2. Așa arată procentele acum. Nu știm încă cu cine. Eu cred... V-ar avantaja, domnule, sau nu? Că povestea asta, că vă străduiți din răsputeri să-l creșteți pe Simion, ca să reeditați frumosul episod Iliescu-Vadim, în care lumea să se ducă și să voteze răul cel mai mic și așa mai nu, eu știu și am și văzut. Sondajele și le-ați văzut și noi. În acest moment, la cum sunt lucrurile acum? Marcel Ciolacu, cu oricine ar intra într-o doi, câștigă. La ora asta. Exact. Mai asta sunt niște luni până asta am și spus. Astăzi, când vorbim,
în forma asta... Domnul Grindeanu, vă rog. Cu două săptămâni înainte de turul 2 al alegerilor din 2014, când era cu apelul Ponta, în 2014. Da, Victor a intrat în turul 2 cu 40% la 30%. Ponta bătea ca pe covoare pe Iohannis cu două săptămâni 30 înainte. S-a terminat inclusiv primul în tur. Ultima lor întâlnire televizată. A măturat cu el pe jos. Așa. A fost ceva absolut înspăimântător. Numai că prea a măturat pe jos. Da. De asta spun. Aici trebuie să ai un echilibru. Timpul nu știu dacă e neapărat în favoarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți totuși, haideți să spunem, lanterna coaliției de guvernământ, da? Dumneavoastră candidați dând postura de oameni la putere. Corect. La putere politică, da? Corect. Și administrativă, și economică, și toate, da? Și tot ce e neîmplinire a guvernării, la orice om din țara asta, că poți fi la pensie, surprinzător, asta parte, e și marele minus pe care îl are un candidat de al nostru. Și când a fost Adrian Năstase și când a fost Victor Ponta și acum. Dar e și marele plus. Că face acțiuni, de exemplu asta cu mărirea pensiilor. Bun. Adică aici depinde cum știi să ții această balanță. Eu cred că Victor n-a pierdut din cauză, ca să-l dau pe cel mai apropiat așa ca exemplu, Victor n-a pierdut în 2014 fiindcă n-a fost un prim-ministru bun. Din contră, Victor Ponta a fost un prim-ministru bun. A pierdut pentru că la un moment dat început să se decoleze. Adică nu poți să-ți faci ziua pe stadion. Nu poți să dai ordonanțele. Chiar dacă îți vine Liviu Dragnea și îți spune: nu, domne, e bine să facem pe stadion ziua cu lansarea ta odată cu ziua de naștere. Ordonanța aia prin care s-au luat primarii, vă aduceți aminte? Da. Să știți că și dacă aveam toți primarii din România atunci, tot nu câștiga Victor. Toți, dacă erau PSD-și, tot nu câștigau. De ce? Pentru că au avut rolul să irite. Astea sunt acțiuni. Da, dar au fost și acțiuni care, să spun, au fost stimulate într-o aerită a populației. Pentru că povestea aia cu faimoasele cozi de la turul 2 din diaspora nu vă supără. Aduceți aminte și ce s-a întâmplat între tururi? O, da. Că a evitat să ia decizii tranșante, Victor. Da. Ceea ce nu era specific lui. Când... Și e Marcel Ciolacu cu tipul domn care să ia o decizie tranșantă într-un moment? Atunci când trebuie, da. Da? Da. Fără dubii, să n-aveți dubii. Și există exemple, iar în acțiuni de acest tip sau în situații de acest tip, fără dubii. Deci vă spun că eu cred că de data aceasta, nu că vrem noi. Primul rând, România are nevoie de alt tip de președinte, nu că trebuie să fie PSD-ist sau liberal sau userist sau de la AUR și așa mai departe. 20 de ani am cam văzut cum e cu domnii aceștia care vin așa ca salvatori ai națiunii, că și în 2004 și în 2014 erau manifestații pe la Arcul de Triunf, ieșise lumea în stradă, erau. Și eram student în 96 când a câștigat Emil Constantinescu. Eram în Timișoara și atunci manifestații în Timișoara. Cheia e la tine, convenția de moral, ce-ți aminte, convenția de... Și peste 4 ani țărăniștii n-au intrat în Parlament. Deci aici eu cred că ar fi timpul să avem totuși și o dezbatere, ce își dorea de fapt și Ponta în 2014, dar nu s-a ținut nici el de treaba asta, să existe o campanie pentru ce îl votez pe Ciolacu, pentru de ce îl votez pe, nu știu, pe Ciucă dacă îl votez, sau pe Simion, sau pe toți ceilalți. Nu, îl votez pe Ciucă fiindcă nu-l vreau pe Ciolacu. Iertați-mă, cam așa s-au câștigat alegerile în ultimii 20 de ani. Hai să încercăm. Eu cred că asta poate să fie o cheie de succes. Păi bun, stați un pic. Dumneavoastră trebuie să aveți și un răspuns la asta. Pentru că dumneavoastră vă doriți o campanie, să spunem, în care hai să se așeze fiecare, să spună, bă, eu sunt ăsta și de asta trebuie să mă votați pe mine. Dar dacă ei alți nu vor și va fi corul, va fi o bătălie, orice anti-PSD, va fi orice anti-PSD. Corect, da, va fi o bătălie electorală în care fiecare cu argumentele sale va încerca să-și impună candidat. Spun că, s-a schimbat mult electoratul față de acum 10 ziceți? Ani. Față de acum 10 ani, da. Sunt convins. Și vă uitați și vedeți că lucrurile au suferit mișcări în electorat. La fiecare acțiune forțată, și mă refer, dacă vreți, vă dau un exemplu. O acțiune forțată a fost ceea ce au făcut USR-ul în Parlament între 2016 și 2020. Cu boxe, cu Valgezan, cu toate, tot circul. Da, da. Veneau, ne filmau în față. Acum ei se plâng? Ei se vin și se plâng și de ceea ce face AUR-ul? Deci la fiecare acțiune, automat există o contra-acțiune. Sunt cei care au generat, într-un final, un răspuns de pe partea cealaltă a ieșicherului politic. De-aia vă spun că
Eu cred că lucrurile au evoluat. România s-a dezvoltat în acești 10 ani. Nu cred că mai merg acele manipulări simple. Știți, îmi aduc aminte poveștile alea. Și în 2004 era acea dezbatere celebră între domnul Adrian Stase și Traian Băsescu la TVR. În care plângea CTP-ul de focul vânatului. Nu, da. Aia cu sângele, aia e ușoară. Aia îmi spunea, ce blestem pe poporul ăsta ca noi doi comuniști să aibă de ales. Nu, unul era securist, că s-a dovedit între timp, nu? Dar și ce a făcut poporul român? L-a votat pe ăla care părea că e nesecurist și necomunist, nu? Da. Și? De ce credeți că nu s-a putut întâmpla și în 2024? După 20 de ani, electoratul România a evoluat. Și nu mai pleacă după prima fentă. Domnul Blinden, dumneavoastră ați fost cel care a dat tonul, haideți să spunem, criticilor, ca să fiu extrem de amabil, la adresa colegilor liberali din coaliția de guvernământ. Pentru că am vorbit primul. Și în calitatea asta vreau să vă întreb, dacă puteți să-mi explicați și mie, cum vă puteți dumneavoastră concura și contracandida cu liberalii, fiind în coaliția de guvernământ până la alegeri. Și mai pe românește, rupeți căruța sau nu? Dumnezeu, eu nu pot să pricep povestea asta cu Ciucă cu Ciolacu, care par a fi prieteni, să declară prieteni. Mă rog, mai nou Ciucă cu zice că Ciolacu e cam căh, i-a trecut și lui prietenia, s-a murdărit de prietenie la gură, dar s-a șters. Așa? Dar să vă întâlniți în ședințele de guvern, să adoptați decizii și după aia să ieșiți și să vă măcelăriți la televizor și în teritoriu. Eu cred că trebuie, explicația poate fi înțeleasă dacă... Și întrebarea auxiliară, acum ați descoperit cât de dăunători sunt liberale ăștia? Nu, știam, că sunt vechi în politică. Așa. Peste 2 ani am 30 de ani de cât sunt membru în PSD. Până acum nu v-am încurcat foarte tare. Hai să vă spun de când cred că s-a schimbat atmosfera. Odată, în martie, vă aduceți aminte că s-au hotărât, facem comasate europarlamentare cu locale, insistențe foarte mari de pe cealaltă zonă din coaliție. Deci nu e un secret. Deci a fost dorința liberalilor, până la urmă, sau nu? Hai să dăm cărțile pe față. E un secret. Toată lumea știe că a fost dorința lor să-și lege europarlamentarele de locale, să facem această listă comună. Bun. Ei încă sperau, sperau că își găsește al lor servicii în străinătate la momentul respectiv? Probabil că da. Aha. Pentru că atunci au fost de acord și vă aduceți aminte ce spunea Ciolacu atunci. Primul ministru venea și spunea, domnule, eu sunt de acord să facem asta dacă veniți cu tot calendarul și aprobăm tot calendarul până la finalul anului. Asta a spus. Bun. Și au fost de acord. În septembrie facem prezidențiale, deci au fost de acord. În noiembrie-decembrie, parlamentarele. Au trecut localele împreună cu Europa. Dintr-o dată a apărut așa un soi de iritare, tot din cauza lor, cum de vrem în septembrie. Păi nu așa ne-am înțeles? Cum să mai ai încredere când tu te înțelegi pe ceva și vin tovarășii și schimbă... Dumneavoastră a spus că faceți 30 de ani de politică. Acum i-ați cunoscut? E mai prima oară când fac așa? Vă spun care e atmosfera și de unde m-ați întrebat și de unde au apărut aceste lucruri. Asta a fost prima chestiune majoră. A doua. Și am spus și în discurs. Și eu și alți colegi de-ai mei. Se cred un fel de broker din ăștia de putere dânsii. Adică ei de... Când e Iohannis președinte, n-au câștigat niciodată alegerile. Dom'le, niciodată. Să ne înțelegem. Domnul Grindeanu, țin să vă amintesc că în ultimii 34 de ani n-au câștigat niciodată alegerile. N-au câștigat niciodată. Ba nu, PDL-ul a mai câștigat. Și vă spun când a câștigat PDL-ul, a avut cu un parlamentar mai mult decât PSD-ul. În 2008. Când ați făcut coaliție. În 2008. Care s-a rupt înaintea prezidențelor. Era Joana versus Băsescu. Dar erau acolo. Domnule, aceștia au fost la guvernare și sunt de 5 ani la guvernare, că în 2019 au venit, da? Sunt de 5 ani la guvernare fără să câștigat alegerile. Domnule, aceștia, mai mult decât atât, au următoarea politică în ultimele luni. Că aici e deranjul. Noi am înțeles. În 2021 am făcut această coaliție. Joacă așa, bă, ne-am supărat pe USR, las că facem cu PSD-ul. Ne supărăm pe PSD, acum iar spunem despre USR. De aia spuneam de brokeri politici. Mi-aș dori, și cine știe, iubitul electorat tot timpul are dreptate, ca să li se termine acest rol de brokeri politici în România. Și care v-ar fi alternativa? Că 50% tu nu luați. Hai să vedem ce rezultate vom avea. Eu vă spun că acest un soi de șantaj până la urmă pe care... Un soi, că nu vreau să fiu... Noi, fiți cuminți, că altfel facem noi cu USR-ul. Bă, dar faceți! Hai faceți! Păi n-au mai făcut odată? Păi asta și spun. Hai faceți!
Ce ne sperie, ne sperie cu atitudini de tipul astea sunt deranjante. De, măcar dacă ar fi de pe poziția unora care au câștigat alegerile. Păi și repet, cu oamenii ăștia trebuie să guvernați teoretic până cel puțin la sfârșitul anului 2024. Ce o să facem și să vă și bateți. Sunt câteva luni, sunt luni care oricum erau luni de, cum să zic, de campanie electorală. Actul de guvernare și acțiunile nu o să aibă de suferit. Eu vă dau un exemplu. Mâine avem ședință de guvern. Eu mâine, în ședința de guvern, aprob indicatorii tehnico-economici la autostrada de la Timișoara la Moravița. Da. Am aviz de la finanțe, de la justiție, da. Deci lucrurile merg înainte. E un proiect important pentru Banaci, nu doar. Sunt lucruri care merg înainte. Nu aici ne lovim. Ne lovim la această ipocrizie, dacă vreți, în care rolul ăsta de broker politic în care am înțeles ei să-l, sau pe care au înțeles ei să-l îmbrace, deranjează. E un soi de șantaj, așa cum am spus mai devreme. Da, faceți, domnilor, cu ăștia de la USR. Nu știu dacă îi mai vor cei de la și USR. Și dumneavoastră sunteți pregătiți să faceți cu aia de la UR, cum a zis domnul Tudose? Hai să vedem. Eu, unul, nu sunt adept la așa ceva și nu sunt de acord cu treaba asta. Dar asta nu înseamnă... Și dacă ați ajunge... Hai să ajungem la momentul ăla în care există două variante. Ori face PNL-ul cu USR, ori dumneavoastră cu AUR. Păi preferați să intrați în opoziție decât să faceți alianță cu AUR? În acest moment PNL plus USR face cât PSD. Momentan, da? De asta e bine să vedem rezultatele. Poate se întâmplă ceva în decembrie, abar n-am. Hai să vedem rezultatele, că eu vă spun că sunt cele mai importante. Știți de ce? Pentru că într-un final, dacă stăm un pic să ne gândim, alegerile parlamentare sunt exact între tururi. Eu cred că cei care vor intra în finală, da, faptul că va intra candidatul PSD-ului cu, nu știu, candidatul X de la formațiunea X politică, va avea și un plus, se va vedea un plus în scorul la parlamentare, la ceilalți se va vedea un minus. Sunteți pregătiți de o finală în turul 2, Marcel Ciolacu, Rareș Bogdan, după cum se discuta cu o schimbare de ultimă oră? Iertați-mă, același PDL, mă rog, până când se chema PD, a făcut, Doamne, o fentă de genul ăsta la primăria capitalei și după aia a făcut-o a doua oră și la președinția României, când l-a apucat boala pe Stolojan. Har Domnului că medicina a evoluat și e bine sănătos și în zilele noastre. Domnul Ciutacu, Doamne de! Ziceți că da? Da. Păi acum, cum să vă zic, numai din ce am auzit de la cei din PNL, că eu i-am făcut viespi la congres, dar mai sunt și unii care sunt albinuți acolo, mai și lucrează unii. Așa. Puțini, adevărat, da, foarte puțini. Acum, numai din ce aud de la ei, dacă s-ar apuca să renumere voturile de la celebul congres ăla, cu să aleagă echipa câștigătoare, nu știu dacă Rareș Bogdan ar fi ieșit prin vice. Din câte știu eu, a ieșit domnul Veștea prin vicepreședinte la PNL și așa s-au schimbat lucrurile. S-a aranjat ca la Nea Mitică, la Ligă, pe vremea. S-a schimbat urna. Dacă n-am dreptate, uite, cer, da, eu știu că am dreptate. Prin vicepreședinte, cu voturi a ieșit Veștea. Rareș e băiat tânăr, are aplomb, are discurs, ar fi un cu totul alt fel de contracandidat decât domnul Ciucă. Perfect. În fața cu domnul Ciolacu. Perfect. Și sunt convins cel puțin la oratorie e peste Marcel, cu toată dragostea. Sunt convins că în 30 de zile elimină pensiile speciale. N-am dubii. Bun, mergeți pe asta. Eu spuneți odată, de două ori, de trei ori. Dom'le, dar să-l pună. E ok, nu-i decizia deci noastră. Deci n-aveți o problemă? Nu-i decizia noastră. Nici decizia cu o eventuală prezență a domnului Simion în turul 2? Sau, că, revin la asta, vă doriți? Eu cred că trebuie să ne facem noi strategia noastră. Sigur că... Da, strategia se adaptează și la adversar, domnule Gândeanu. De acord. Doar că în acest moment noi trebuie să ne ocupăm de strategia pentru turul 2. Pentru că pare, nu vreau să pară aroganță deloc, știți, Victor mai zicea că eu mi-au popcorn și mă uit. Nu există așa ceva. Eu vă spun la cum arată sondajele astea. Nu e vorba de aroganță, nu e vorba de nimic. PSD-ul își duce candidatul în turul 2. Acolo trebuie să avem strategia corectă care să ne ducă după 20 de ani la câștigat. Eu n-aș avea temeri legate de surprize de acest tip. Da, am trăit 2004 când Dragă Stolo și Stolo... Și a fost de succes. Bun, au avut și candidat. Vorbim de altceva totuși. Păi da, au avut și candidat. Da, da.
Nu. Și care s-a finalizat cu ce are țara asta de să aibă de ales de, nu? Da. A mers. A mers, da. Vin alegerile. Oricare dintre variante pentru Marcel Ciolacu în turul 2 duc la plecarea lui din vârful partidului. Dacă câștigă alegerile, pleacă la Cotroceni. Dacă le pierde, oricât ați spune dumneavoastră și oricât ați introduce nuanțe, că să vedem în ce cauză, că să nu știu ce, soarta e pecetluită. PSD-ul este atât de carnasier încât n-a avut om care să îi piardă alegerile până acum și să mai rămână la vârful partidului. Ori l-au gonit ei, ori s-a autogonit, în fine. Și întrebarea pentru dumneavoastră e clară. Președinte de partid sau șef la serie? Exclus asta cu... Eu vreau să rămân în politică, exclus. De ce? Exclus. Nu vă doriți funcția de șef al SRI? Exclus, eu rămân nici cu Marcel Ciolacu președinte? Nu, nici cu Marcel Ciolacu președinte. Exclus așa ceva. Eu îmi doresc să fiu, după alegerile parlamentare, deputat de Timiș, să-mi continui mandatul. Exclus. Vreau să rămân în ceva mai mult decât să fiți doar, decât să fiți doar deputat de Timiș. E cel mai important lucru, că să ajungi ceva, trebuie să fii și ales. Sunteți cel mai prim important... vicepreședinte al partidului. Dacă îmi pleacă, noi am fost aleși pe o moțiune. Toți. Da. Plecăm toți. Nu pleacă doar Marcel Ciolacu. Deci dacă Ciolacu pleacă, alegerile plecați toți? Da, pentru că așa am fost ales. Marcel Ciolacu a fost ales, a fost aleasă și atunci moțiune. Vine o nouă garnitură la vârful partidului, în urma unui congres? La congres se va veni iarăși cu moțiuni, cu un președinte și cu toți ceilalți. Dar nu poate să plece Marcel Ciolacu să rămână Grindeanu și cu Tudose și cu Stănescu. Nu există așa ceva. Marcel Ciolacu a venit cu o echipă în congres. N-am candidat 10 pe 5 locuri de vicepreședinți. S-a candidat cu o moțiune prezentată de cine? De președintele partidului. Da. Pleacă el, plecăm toți. Bun, dar el poate să plece și la Cotroceni și atunci rămâne locul liber din vârful listei. Eu ce am mai spus și am spus și în timpul congresului, că așa. Doresc, dacă e să-mi doresc ceva, îmi doresc să avem un congres liniștit la PSD. N-am mai avea, din 2001 n-am mai avut unul liniștit. Păi n-ați mai avut. Că a fost singurul care, după alegerile câștigate din 2000, da? A fost unul pe pace. Toate celelalte, în afară de congrese de tipul ăsta, cum am avut zilele trecute, au fost cu războaie. Fiindcă au fost după ce am pierdut niște alegeri. Ceea ce îmi doresc eu e ca... Păi da, iertați-mă. Da. Să spunem că veți câștiga alegeri. Marcel Ciolacu pleacă la Cotroceni. Congresul ăla, oricât de liniștit vi l-ați dorit dumneavoastră, tot cu miză va fi. Că bănuiesc că nu sunteți singurul care vă puteți dori președinția partidului. Stați că n-am spus. Hai să câștige Marcel. Așa. Că e cel mai important lucru. E, știți cum faceți dumneavoastră? Cum a făcut Marcel până acum 2 săptămâni de zile. Stați să vedem dacă voi candida la Cotroceni. Stați să vedem știa, dacă. Aia știam și s-a întâmplat. Știți partidul ăsta. Da. N-ai cum să fii președinte la Partidul Social Democrat și să nu fii candidat la... Păi. Nu se poate lucrul ăsta. Dar de ce vă spun? Aici e chiar corect ce vă spun. Ar fi două tipuri de congrese. Unul ar fi dacă... Da, unul de săbi și cuțite lungi, da. Corect, și altul ar fi în caz de succes. Dar asta nu înseamnă că e neapărat pe pace și ăla în caz de succes. Da, eu aș miza că va fi pe pace. Ziceți că va fi pe pace? Da. V-ați înțeles cu Tudose să nu candideze? Știți că Mihai alături de Marcel sunt prietenii mei, suntem... Păi știu că sunt, dar puteți să fiți și adversari pentru opoziție. Să știți că nu e ușor să... Știu, că îl cunosc și pe Mihai de foarte multă vreme. Da, și deci... suntem și de fiecare dată probabil cele mai grele lucruri pe care le-a auzit Marcel, le-a auzit de la mine și de la Mihai. Cum la fel, eu de la ei doi și Mihai la fel. E că asta nu înseamnă că suntem prieteni și nu ne spunem lucrurile pe nume. Chiar le spunem. Domnul Grindeanu, n-are cum să fi trecut pe lângă dumneavoastră uriașa criză din sănătate petrecută acum, sau mă rog, care a bubuit acum mai puțin de o lună. Cu morțile alea de la Spitalul Pantelimon, cu arestări de doctor, cu demiteri de director, care nu mai vreau să plece și așa mai departe. Sănătatea e la dumneavoastră, momentan. Da. Există vreo variantă ca acum, după congresul ăsta desfășurat pe pace, să vă debarasați de Alexandru Rafila la schimb cu debarasarea PNL-ului de Marcel Boloș, alt cald de bătaie al dumneavoastră? N-ar fi corect din partea mea, a mea. Ca membru... Sunteți prim vicepreședinte al partidului. Membru în guvern, nu am altă funcție decât simplu membru în guvern, la fel ca și ceilalți colegi mei, mi-e dificil și vă rog să nu mă puneți să fac evaluările mele. Nu, eu nu vă pun să fac evaluări vis-a-vis de colegii mei. Dar sunteți un om care aveți opinii.
care aveți crezuri, da? Da. Și să care de cele mai multe eu... ori vi le-ați exprimat public. Da. Dar eu, de exemplu, mă aștept la rectificare la Boloș acum. Așa? Să primesc bani. A, deci nu puteți să ziceți nasoale de el, ca să zic ba așa. Da, dacă n-am de zis, zic. Și colegii din guvern știu că zic. Și zic și peste da, dar când aveți de zis nasoale despre unul al dumneavoastră, ziceți zic cu aceeași tărie? Zic și când ai de ale noastre lucruri nasoale. Să n-aveți, că eu știu ce ne așteaptă în această toamnă și n-am chef de pietre de, legate de gât pentru Marcel Ciolacu sau pentru PSD, indiferent cum se cheamă, la poți să se cheme și Sorin Grindeanu. Că se va încerca în această toamnă, dacă tot am vorbit de, de acțiuni de tipul ăsta, și e ceea ce cred și eu și toți care suntem cât de cât cu funcții de conducere în PSD, una, o altă linie de atac. Pe ceea ce înseamnă investiții. Și unde sunt cele mai mari investiții? La transportul. Unde s-au lucrat? Păi, s-a lucrat iertați-mă, și nu v-ar fi dumneavoastră mai comod să pice rafila de victimă decât dumneavoastră? Nu, eu cred că nu așa trebuie să problema. Eu prefer să arăt ce fac și ce am făcut și ce se va face în perioada următoare. Și poate să critique cât vor, la fel ca și la pensii. Într-un final se vor înlătura acele greșeli, că se vor înlătura. Iar oamenii vor vedea că au pensie mai mare. La fel, la transportul. Eu până în acest moment... Domnul Grindeanu, spuneți în 10 secunde ce faceți la transportul, vă rog eu frumos. Bun, deci atacul vine pe transportul. Cu ce răspunde Grindeanu la atacul pe transportul? E una din liniile pe care noi anticipăm că se va merge de atac. Vă spuneam că legat de pensii, într-un final oamenii vor vedea și văd că au primit bani mai mulți. Pe transporturi. Eu vă dau un exemplu. De 2 ani de când sunt ministru. 2 ani și un pic. Da. S-au dat în circulație aproximativ 220 de kilometri de autostradă. Până la sfârșitul anului acesta, eu o să trec de, eu zic, de 350. Asta înseamnă mandat de 3 ani, să zicem, cât am fost eu. Știți cine e pe locul 2? Din istoria... Habar n-am. Mă rog, și eu m-am mirat. Undeva în jur de 100 de kilometri a dat Ovidiu Silaghi. Da? Da. Cred că prin 2007. Și Mitrea? Mitrea 89. A. Știți când sunt cu zero? Băsescu, Drulă, foarte mulți. Da, da. Știți ce contează? Nu contează numai ministru autostrăzilor. Dar știți ce contează apropo de investiții? Că la sfârșitul anului se va începe să se circule pe autostrada Moldovei. Că am început și am dat pe A0. Aveți siguranța asta, domnul Grindeanu? Da, între, uite, vă spun că între Buzău și Focșani sunt... Așa, numai dacă se întâmplă ceva extraordinar și până la urmă n-am de unde să anticipez toate lucrurile, dar într-o proporție foarte mare sunt convins că între Buzău și Focșani se va circula pe autostradă până la sfârșitul anului. Iar până la sfârșitul anului viitor, doar dacă vine un cretin la transportul din nou guvern, nu se va circula de la Ploiești până la Pașcani. Pentru că toate sunt în stadiu... Dar pe Valea Prahovei când se va circula ca la oameni, domnul Grindeanu? Eu zic că pe anul acesta terminăm faza de SF și o să scoatem la licitație. Și? Eu vă întreb când te dai cu mașina pe acolo, nu când ies hârtiile. Eu știu numai că știți că toate proiectele astea din transporturi sunt bani. Sunt făcute cu bani, numai că patriotică, nu mai facem canalul și cincinalul în 4 ani și jumătate. Până și la Bumbești de Vezin, tot pe bani au fost, să știți. Știu, numai că a fost și cu muncă silnică unele dintre ele. Toate proiectele astea s-au făcut cu și se fac cu bani europeni. Eu am făcut un plan pe care l-am aprobat și a fost aprobat inclusiv de Comisia Europeană. Așa. 2021, când am venit în funcție, până în 2030. 10 ani, până la final de noi. Necesarul de investiții în transportul e undeva în jur de 70 de miliarde de euro. Din tot ceea ce avem noi acum, din tot ceea ce avem, că sunt fonduri europene, buget de stat și așa mai departe, să zicem că facem rost de vreo 40 până în 45 de miliarde. Deci îți lipsesc 30-25 de miliarde. Și atunci trebuie să găsești alte soluții. Și am început și am făcut acest lucru. Nu o să... poate o să aveți o reacție care... Am aprobat la sfârșitul anului trecut o nouă lege a parteneriatului public-privat. Și a fost aprobată și promulgată. Nu inventăm noi lucrul ăsta. Dar în toată Europa s-au făcut bani. Ce vorbim autostrăzi? De parteneriatul ăsta public-privat de cu lupii albi? Am aprobat-o la sfârșitul anului trecut. L-am fost în golf cu
Ciolacu și cu toți ceilalți colegi, eu am prezentat și suntem în situația astăzi când vorbim, în care facem schimb de hârtii cu diverse fonduri de investiții din golf, eu am prezentat inclusiv autostrada aceasta să fie făcută prin bani privați. Nu poți să nu atragi sau să nu folosești toate... Și? E vreun semn din partea aialaltă? Pare că da, e traficul. Ce se întâmplă? Ca să stea în picioare economic, trebuie să ai un coeficient de trafic ridicat. Da. Că altfel degeaba, noi vorbim, ni se pare nouă... Dacă nici Valea Prahovei nu are coeficient de trafic ridicat... Mai ați fi surprins. Și dacă veniți la mine la birou, o să vă arăt că sunt altele mai circulate decât Valea Prahovei. Sigur, acolo e relieful și toate lucrurile. Nu foarte economic, ca să mă exprim așa, e să faci asta, dar e și stă în picioare. Eu sper să avem vești bune și asta e una din căi. Și nu doar acolo. Mai sunt și alte proiecte. Repet, lipsesc 25-30 de miliarde. Eu când am venit la transporturi, bugetul Ministerului Transporturilor era de 14 miliarde, domnule Ciutacu. Știți cât e acum? Cât? 30. Și mai aștept vreo 5 la rectificare. Apropo că vorbeați de ministrul ăsta, domnul Gândeanu, vestea proastă este că nu sunteți numai ministrul autoturismelor. Sunteți și ministrul trenurilor. Corect. Și ministrul avioanelor. Sunt. Și cu toată dragostea, pe căile ferate și pe căile aeriene, cel puțin pe companiile... Bun. Tarom, ca să le rompă rând, nu... N-avem Tarom foarte mult timp. A venit în funcție, acea companie era pe minus 100 de milioane de euro. Da. Minus. Sigur, venit după o perioadă de pandemie, știm cu toții. Da. Astăzi, când vorbim, înainte de toate lucrurile, am redus pierderile, sunt la minus 17. Vor încheia anul și au încheiat 2023, de exemplu, pe profit operațional. Vânzând, asta slot, anunțe, vânzând slotul de fără, fără acea chestiune. Okay. Domnule Ciutacu, fără acea chestiune. Okay. Doi, acest lot nu stătea în picioare economic. Era pe minus. Și de ce l-au luat arabii? Pentru că ei stă? Probabil că biletele și costurile la biletele respective sunt foarte mari la ei. Habar nu am ce calcule economice are. Adică de ce la un cal mort? Dar la noi nu stătea în economic în picioare și nu stă de câțiva ani. Bun, asta e unul. Doi, am primit 100 de milioane de euro de la Comisia Europeană pe un plan de restructurare. Da. În acel plan de restructurare se spunea și alta. Și vis-a-vis de, se vorbea de acest lot. Trei, chiar dacă va trece pe profit, și a trecut pe profit, Taromul, are nevoie de o infuzie de capital pentru noi aeronave și așa mai departe. A fost o altă, un alt punct discutat cu primul ministru, cu diverse fonduri de investiții sau cu diverse companii care să vină partenere la Tarom. Suntem dispuși la așa ceva. Și am avut discuții. A discutat și Ponta în 2014 tot cu ea. Sau nu știu dacă neapărat numai cu ea. Știți care e chestiunea? În acest moment, industria asta aviatică sau nu e una foarte atractivă. Nu se fac bani mult mai mulți în alte părți. Asta nu înseamnă că cei cu care am discutat au spus nu. Hai să vedem. Cert este că e nevoie de aeronave mai multe, e nevoie de o restructurare la Tarom și o spun cu toată gura să se audă. Să vă și face. Da, e obligatoriu să se facă. După știți, din 1200 de angajați, cam așa. O companie de mărimea Taromului ar trebui să aibă, la numărul de curse, da, ar trebui să aibă cam 700 de angajați, nu 1200. Și ăia 90% să fie personal. Câți nepoți puteți să dați afară? Câte amante? Câte Dumnezeu? Știți, nu se poate. Pe mine m-a deranjat foarte mult povestea aia de așa zisă... Îmbolnăvirea aia spontană a piloților? Spontană. Și m-a deranjat, nu vis-a-vis de ce înseamnă... Eu m-am gândit cum mi-aș face mie să trebuiască să plec în concediu sau undeva. Dom'le, sau asta, a fost, așa, asta a fost și deranjat. Să mă trezesc acolo. Și Lufthansa a avut grevă. Domnule Ciutacu, și alte cum și astăzi, dacă ne uităm undeva, da, e o sigur. Dar anunță, e o chestiune pe care o anunț din timp. Și știi tu, Ciutacu, eu, Grindeanu, că nu mă duc la aeroport ca prostul cu bagajele. Asta nu înseamnă trec, că nu compromis concediu. Nici așa. Trec da, pe acolo, stau la poartă și cu 10 minute înainte de a urca în avion îs anunțat că nu așa merge. Și... Asta arată lipsă de respect. Și cu ce s-a ales? Le-au crescut oamenilor veniturile. Dom'le, bătându-și joc de alți oameni. E o chestiune pe care
pe care eu cred că o regretă. Eu știu că în această perioadă, dincolo de minusul pe care l-a suferit Arunul, eu știu că în această perioadă și știu că s-au deschis angajările la Tarom. Așa. Și s-au mai și angajat piloți și se și mai angajează în perioada următoare. Eu cred că concurența e un lucru bun. A trecut repede timpul alocat emisiei noastre. Mulțumesc mult, domnule ministru, pentru disponibilitate. Vă mai aștept cu cea mai mare plăcere, inclusiv în campania electorală, unde sunt convins că veți fi o voce, chiar dacă își va anunța Aleș Bogdan intrarea în cursă. O seară bună, domnule Grindeanu.